Modificarea la codul muncii adoptate tacit de Senat a determinat un val de nemulțumiri în rândul patronilor. Oamenii de afaceri încearcă acum să facă presiuni pentru ca în Camera Deputaților, care este decizională, schimbările propuse să nu fie adoptate. Noua legislație presupune concediu de odihnă proporțional cu cât muncește angajatul, plată mai mare pentru orele suplimentare și obligația de a-i anunța pe angajați în scris de orice modificare a contractului, potrivit Digi24. Printre principalele nemulțumiri ale patronilor se numără obligația de a comunica în scris orice schimbare a contractului de muncă sau schimbarea modului de acordare a concediului medical. În noua sa formă, codul muncii prevede mărirea de la 5 la 17 a numărului de zile de concediu medical plătit de firme. Patronii spun că unii angajați își vor lua concedii fictive ca să se ocupe de orice altceva, cum ar fi, de exemplu, agricultura.